lângă Spitalul Universitar din Eroilor, pe podul peste Dâmbovița, vedem așa o groapă care nu pare de azi, de ieri. Ocupă aproape tot trotuarul, pune în pericol viața pietonilor. De ce oare nu intervin serviciile specializate, primăria care e plătită din bani publici pentru asta? Cât timp o să mai caște groapa asta aici? Câți oameni o să ajungă la spital din cauza ei? Gabriela Firea mai vrea un mandat? Pe primul a băut și l-a mâncat? Atâta e de adânc. Jumătate de metru.